Gabriel Gaffa. Două brevete de 200, unul de 300, unul de 400, 600. Un biciclist înrăit. Culoarea portocalie. Prima ediție a trofeului Dumitru Dan s-a încheiat sâmbătă seară, odată cu festivitatea de premiere, eveniment în cadrul căruia a fost proiectat și scurt metrajul de animație, inspirat din povestea globtrotărului român. Ce am urmărit cu acest trofeu Dumitru Dan? Să punem în valoare județul Buzău, obiectivele turistice, obiectivele istorice, peisajele fantastic de frumoase, mirifice ale acestui județ. Vrem, și nu doar vrem, deja traseele pentru datele de desfășurare a celei de-a doua ediții au fost trimise către francezi, către societatea franceză, Odoscul Parisien și Radoleur Mondiu, pentru anul viitor. De se poate. Este fantastic ce ați realizat și aveți tot respectul. De ce? Pentru că ce ați făcut dumneavoastră, practic ați reînnodat o parte din istoria noastră a României. De ce spun acest lucru? Nu trebuie să mă repet că, într-adevăr, Dumitru Dan a fost primul ambasador cultural al României. Prin asta înseamnă că noi prețuim trecutul, prețuim prezentul și cu siguranță vom avea viitor. De ce? Simplu. Unii poate ar zâmbi, este vorba de opinii, dar este vorba despre tradiția noastră, este vorba de talentul poporului român. Un trofeu ce a scos Buzăul din, a ieșit așa mult în afara județului, acest Dumitru Dan, cu ajutorul dumneavoastră. Nu am să țin mult microfonul, ci am să unde-i Cristic. Și am să-i spun lui Cristic că în 2018, Dumitru Dan a pedalat și a continuat drumul în afara județului nostru prin participarea la drumul Dunării, 1400 de kilometri. Pericula Opinci descrie pe scurt povestea globtrotărului Dumitru Dan. Cei doi regizori britanici speră ca într-o bună zi să fie realizat și un film artistic inspirat din povestea românului. Când am auzit povestea prima oară, am zis că trebuie neapărat să facem un film din el. Este în continuare un subiect de film de lungmetraj și mai. Și mă bucur că noi am putut să facem totuși o mică bucată din povestea lui cu un film de animație. Am fost sprijiniți de CNC și de mulți alții, și echipa mare care au lucrat foarte mult. A durat foarte mult, 6 ani, aproape jumătate din călătoria lui Dumitru Dan, să facem filmul. Iar acum, filmul a meritat că l-am făcut. Povestea s-a dus mai departe, am câștigat marele premiu la TIFF și la Animest în țară și acum la Tbilisi în Georgia. Există multe posibilități. Într-adevăr, un film cu personaje real și locații reale și așa înseamnă un buget foarte mare, dar nu înseamnă că povestea nu merită, că povestea chiar merită și poate la un moment dat chiar o să se întâmple. Sper să se întâmple. Trofeul Dumitru Dan a fost creat la inițiativa ciclistului Cristi Mănăilă și a fost organizat de Muzeul Județean în colaborare cu Asociația Sport Club Penteleu. La seria de brevete de 200, 300, 400 și 600 de kilometri au participat 10 de sportivi din Buzău, Bacău, Dâmbovița, Galați, Iași, Ilfov, Prahova și București.